Avioanele care aduc ploaia sunt testate în aceste zile în mai multe județe din Moldova. Este un proiect pilot care s-ar putea încheia cu o achiziție de multe milioane de euro și care ar oferi o soluție la secetă. Avionul are toate dotările necesare pentru a putea efectua aceste misiuni. Aici avem sistemele de comandă pentru torțele de pe aripi. Specialiștii de la Centrul Antigrindină din Dancu pun în practică un proiect pilot de creștere a nivelului de precipitații în caz de secetă. Se folosesc cartușe și torțe încărcate cu iodură de argint și cloruri de calciu și natriu. Proiectul vizează 6 județe din regiunea Moldovei și se va desfășura pentru o perioadă de 10 zile. Avioanele sunt puse la dispoziție de o companie din Bulgaria. Dacă rezultatele vor fi cele așteptate, Ministerul Agriculturii ar urma să achiziționeze 8 astfel de aeronave care să fie folosite în toată țara. Gheorghe Căunei, președinte Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină și Creșterea Precipitațiilor, estimativ prețul maxim al unui avion care îndeplinește anumite condiții, este bimotor turbo cu tehnologie de ultima generație. Ne-ar duce în jur de 8 milioane de euro un singur avion.